Bine ați revenit la întrebări. Azi trebuie să vedem cum poate o familie să treacă o punte specială într-un timp de 30 de minute sau mai scurt. Este o punte specială, destul de lungă și care nu lasă să intre decât cel mult două persoane odată pe ea, atât la un capăt cât și la celălalt. Și până când cele două persoane nu ajung la capătul celălalt, nu mai poate intra nimeni pe punte. De asemenea, nu se poate intra decât cu ajutorul unui card valabil pentru un anumit interval de timp. Așa că, dacă trebuie să treacă un grup, pot trece doar câte doi, iar unul din cei doi trebuie să se întoarcă cu cardul pentru a permite și trecerea altora. O familie, tatăl, mama, fiica și fiul, cumpără un astfel de card cu valabilitate de 30 de minute. Dar tatăl poate trece puntea în 3 minute, mama în 6 minute, fiica în 8, iar fiul, pentru că n-are decât câțiva ani, în 12 minute. Când trec doi odată, timpul necesar este timpul de trecere al celui mai lent, deoarece conformația punții nu permite ca părinții să ia copiii în brațe. La un moment dat se apropie de ei un sportiv și spune: dacă mă luați și pe mine și mă lăsați să trec folosind cardul pe care îl aveți, cred că ne putem încadra în cele 30 de minute, deoarece eu pot să trec puntea într-un minut. Vă rog să calculați timpul minim în care ar putea să treacă familia celor patru și timpul minim în care ar putea să treacă grupul format prin includerea sportivului. La prima vedere, pare că strategia cea mai bună, cea mai eficientă de trecere trebuie să țină seama de două lucruri. Odată e evident că trebuie ca una dintre persoanele cele mai rapide să revină întotdeauna cu cardul. Și în al doilea rând, copiii trebuie să treacă împreună. Dacă trec separat, dar împreună cu altă persoană, vor consuma 8 plus 12, 20 de minute din timpul total. Dar împreună pot trece amândoi în 12 minute, adică avem o economie de 8 minute. Conform acestei strategii, prima dată trebuie să treacă cei doi mai rapizi din grup, pentru ca unul dintre ei să revină și să lase copiii să treacă, amândoi deodată, după care persoana care a rămas dincolo se întoarce cu cardul. Problema este însă că această strategie nu dă timpul minim în cazul în care trece doar familia, dar funcționează dacă în grup este inclus și sportivul, deoarece în acest caz primii doi timp de trecere scad substanțial, de la 3 plus 6 egal cu 9, tatăl cu mama, la 1 plus 3, 4 minute, sportivul și tatăl. Să vedem. Considerăm întâi că trece doar familia. Cei mai rapizi sunt părinții, așa că trec împreună. Asta înseamnă 6 minute. Tatăl se întoarce cu cardul, 3 minute. Trec cei doi copii, 12 minute. Mama aduce cardul, 6 minute. Trec cei doi părinți, 6 minute. Avem un timp total de 33 de minute. Dar se poate obține un timp mai scurt dacă tatăl îi trece pe rând pe toți ceilalți. Să vedem. Trec cei doi părinți, 6 minute. Tatăl revine cu cardul, 3 minute. Trec tatăl cu fiica, 8 minute. Tatăl revine cu cardul, 3 minute. Trec tatăl și fiul, 12 minute. Și timpul total este de 32 de minute. Mai puțin decât mai înainte, însă în ambele cazuri, timpul total este mai lung de 30 de minute, deci familia nu se poate încadra în timp pentru a trece puntea. Dar, așa cum am spus, strategia despre care am vorbit la început asigură un timp mai scurt de 30 de minute dacă din grup face parte și sportivul. Să vedem. Trec întâi tatăl și sportivul, 3 minute. Sportivul se întoarce, 1 minut. Trec cei doi copii, 12 minute, tatăl se întoarce cu cardul, 3 minute, trec sportivul și mama, 6 minute, sportivul se întoarce, 1 minut, trec sportivul și tatăl, 3 minute, în total 29 de minute. Deci cu toate că sunt mai mulți acum și e nevoie de mai multe traversări,
traversările durează în medie mai puțin, iar timpul total de trecere este mai scurt. Să vedem numele celor care au găsit duratele minime de traversare. Azi vă propun să încercați să răspundeți la o întrebare 100% originală, din câte știu. Și spun așa pentru că pe internet sunt atât de multe lucruri încât e imposibil să fii sigur că n-a mai avut cineva o idee asemănătoare. Presupuneți că undeva, într-o țară foarte îndepărtată, vorba formației Phoenix, există două poduri identice ca structură, formă și materiale, dar unul are toate dimensiunile duble față de celălalt, așa cum vedeți în desen. Deci, în afară de dimensiuni și, evident, de masă, podurile sunt identice. Fiecare element al podului mare are dimensiunile duble față de același element al podului mic, lungime dublă, lățime dublă, diametru dublu, dacă e vorba despre o bară, de pildă cu secțiune circulară, dar toate elementele corespondente sunt făcute din același material. Pe scurt, podul mare este o replică perfectă, la scară dublă, a podului mic și făcut din aceleași materiale. Să vorbim întâi despre podul mic. El are o singură bandă pentru fiecare sens de mers și dacă pe podul mic se găsesc camioane bară la bară, pe ambele sensuri de mers, iar camioanele au toate masa maximă admisă, este atinsă sarcina maximă admisă pe pod. În această situație, greutatea totală a camioanelor de pe pod este dublul greutății podului, greutății proprii a podului. Deci sarcina maximă admisă pe podul mic este dublul greutății lui și este egală cu greutatea totală a camioanelor care încap pe el bară la bară atunci când camioanele au toate masa maximă admisă. Acum să vorbim despre podul mare. Pentru că este de două ori mai lat, el are două benzi pe sens. Să presupunem că toate cele patru benzi, două într-un sens, două în celălalt, sunt ocupate pe toată lungimea podului de camioane cu masa maximă admisă, bară la bară, ca în cazul podului mic. Întrebarea este, în acest caz, în care și pe podul mare avem numărul maxim de camioane care încap pe el, bară la bară, camioane care sunt toate încărcate la masa maximă admisă, în care din următoarele situații este cel mai probabil să fim? 1. Nu este atinsă sarcina maximă admisă, deci podul este în siguranță. 2. Podul este, în această situație, la sarcina maximă admisă, așa cum era și podul mic. 3. Este depășită sarcina maximă admisă, deci podul este în pericol. Și mai avem 4. Nu avem destule date ca să răspundem la întrebare. Mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!